Să fim de acord, fiecare dintre noi ar dori să se învețe cum să călătorească în timp. Datorită acestui fapt, am putea să mergem în viitor ca să ne aflăm soarta sau, din contra, să ne întoarcem în trecut ca să ne reparăm greșelile. Știința a făcut un pas înainte și oamenii insistă că mașina timpului deja există. În episodul de astăzi am adunat pentru voi 20 de fotografii ce demonstrează faptul că, într-adevăr, călătoria în timp există. Haideți să vedem despre ce este vorba, așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! În această poză vedeți două doamne care, din întâmplare, au nimerit într-o capcană a timpului. Incidentul care s-a întâmplat cu ele e considerat a fi unul dintre cele mai misterioase din istoria începutului secolului al XX-lea. În 1901, două prietene vechi, Charlotte Anne Moberly și Eleanor Jourdain, au mers la Palatul Versailles. Plimbându-se prin parc, ele s-au rătăcit. Încercând să găsească ieșirea, tot hoinăreau pe cărările identice, până când n-au dat de grădinari. Bărbații le-au zis că merg în direcția corectă și curând vor putea să iasă din parc, dar după câteva minute, lumea din jur s-a schimbat totalmente. După cuvintele lor, femeile nu înțelegeau ce se întâmplă și le era foarte frică. Natura părea distorsionată, copacii curbați, în parc nu era nici lumină, nici umbre, nici vânt. Totul părea gol și fără viață. Toate s-au schimbat iar și brusc au văzut un necunoscut care stătea pe o bancă. El, dintr-un oarecare motiv, li s-a părut neplăcut. Aspectul acestuia le-a amintit de aristocrații secolului al XVIII-lea. Curând, în întâmpinare, le-a ieșit altul, de data asta un tânăr chipeș. Femeile din nou s-au interesat cum să părăsească parcul. El le-a recomandat să meargă pe poteca din dreapta. Acolo acestea s-au întâlnit cu o doamnă ce era îmbrăcată într-o rochie de modă veche. Ea semăna cu Marie Antoinette. Doamna le-a propus să meargă în sala palatului și să fie oaspeții unei nunți. După sfârșitul banchetului, femeilor li s-a oferit o caretă, care le-a dus la Paris. Ce s-a întâmplat în acea zi cu Charlotte și Eleanor nu este clar. Femeile recunosc că niciodată n-ar crede într-o asemenea poveste dacă nu s-ar fi întâmplat cu ele. În anul 2018, pe unul dintre cele mai populare canale de YouTube din străinătate, un bărbat care s-a prezentat a fi Alexander Smith a publicat un video senzațional. În el povestea despre CIA, despre viața lui și despre călătoriile în timp. Bărbatul a recunoscut că este căutat de CIA fiindcă știe ceva despre ce n-ar trebui să știe nimeni. A înregistrat videoul special pentru ca oamenii să înțeleagă că autoritățile ascund de la noi multe lucruri și călătoriile în timp există deja de multă vreme. Ca dovadă, a arătat o fotografie care ar fi fost făcută în anul 2118. Pe poză sunt vizibile niște zgârie nori iluminați cu verde. Ce oraș anume ăla, bărbatul n-a explicat. Cu toate astea, ne-a avertizat că foarte curând în lumea noastră va veni o civilizație mult mai avansată. Nu trebuie să ne temem de acele creaturi, fiindcă scopul lor este să împingă oamenii spre un progres fenomenal. Pe chipul lui Alexander putem vedea multe cicatrici, care au fost obținute în urma procesului de călătorie în timp. În general, acest om arată destul de ciudat și chiar respingător. Printre utilizatorii care i-au vizionat videoul de 20 de minute, s-au găsit puțini care chiar au crezut în povestea lui. Un britanic pe nume William Taylor a decis să le demonstreze oamenilor că el chiar este un călător în timp. Pentru asta a înregistrat un video în care povestea despre călătoriile sale în viitor. În timpul înregistrării videoului a fost conectat la un detector de minciuni. În video, el a filmat că astfel de experimente au loc destul de des și că până în 2028 oamenilor li se va deschide adevărul oficial despre asta. Prima călătorie a lui Taylor a avut loc în anul 1981. În cadrul proiectului a avut posibilitatea să viziteze anul 3000 și 8973. În primul caz, în locurile în care a avut posibilitatea să meargă, nu a găsit urmele prezenței oamenilor. Probabil că a avut loc o catastrofă globală, dar care anume, nu știa. În povestea lui poate fi găsită legătura cu istoria unui alt călător pe nume Edward, care a demonstrat lumii Los Angelesul inundat într-o fotografie. În anul 1973, spre mirarea lui Taylor, în lume existau creaturi neidentificate. În exterior semănau cu niște cyborgs, umanoizi, cu capete și ochi uriași. În ciuda prezenței unui detector de minciuni pe video, majoritatea utilizatorilor nu l-au crezut pe narator, fiindcă în cadru nu a fost observat vreun examinator de poligraf.
În anul 1950, destul de brusc, chiar în mijlocul străzii Times Square din New York, a apărut un bărbat cu o înfățișare ciudată. Avea niște perciuni înguști și era îmbrăcat într-un costum din epoca victoriană. Arăta speriat și complet confuz. A ieșit pe carosabil cu totul pierdut și acolo a fost lovit de un taximetrist. După accident la morgă, printre bunurile personale ale bărbatului au fost găsite niște obiecte neobișnuite, factura pentru deservirea calului și a trăsurii. Eliberată de grajdul de pe Lexington Avenue, $70 vechi și o carte de vizită cu numele Rudolf Fens, ce locuiește în apartamentul de pe Fifth Avenue și o scrisoare, trimisă pe această adresă în anul 1876 din Philadelphia. În afară de asta, în buzunarul pantalonelor a fost găsit un jeton pentru deservirea în baruri, denumirea căruia în New Yorkul modern nimeni n-a auzit. Capitanul departamentului de investigații a celor pierduți fără urmă, Gabbert Rim, a decis să afle cine într-adevăr era bărbatul, dar se pare că nu există nicio informație despre el. Într-un final, polițistul a reușit să găsească în cartea cu numerele de telefoane din 1939 numărul lui Rudolf Fens Jr. După ce i-a sunat soția, a aflat că tatăl bărbatului, acel Rudolf Fens, a dispărut în anul 1876. A ieșit din casă și pur și simplu nu s-a mai întors. Această poveste până ziua de azi se consideră foarte misterioasă. Unii oameni consideră că Fens, în circumstanțe ciudate, a călătorit în timp. Scepticii însă consideră că acest incident a fost inventat și ca baza acestei legende urbane au fost luate unele lucrări fictive fantastice din mijlocul secolului 20. Astfel, în cartea lui Jack Finney cu titlul Îmi e frică, este povestită o istorie foarte asemănătoare. S-ar părea că Rudolf Fens este doar un personaj fictiv, dar mai târziu s-a aflat că un bărbat cu așa nume chiar se considera pierdut fără urmă din anul 1876. Această poză a fost făcută într-una dintre cele mai însorite zile, pe plaja din Florida. Se pare că nu există nimic ciudat în această poză, dar dacă vom da zoom, putem observa că printre oamenii care se bronzează la soare, stă un bărbat într-un costum de toamnă și cu cravată. Utilizatorii rețelelor de socializare, după ce au văzut această poză, au început să râdă de el, presupunând că este un călător în timp, doar că a cam încurcat anotimpurile și destinația, de aia și nu era îmbrăcat după vreme. În luna iulie anul 1954, în aeroportul din Tokyo, a avut loc o situație incredibilă. La check-in, unul dintre pasageri le-a oferit angajaților pașaportul său, care a fost eliberat de o țară inexistentă. Bărbatul suspect a fost reținut. Autoritățile au crezut că este o glumă, un prank, căci dacă și voia să zboare din Japonia cu documente false, de ce ar fi indicat o țară inexistentă, atrăgând astfel atenția asupra sa. Necătând la presiunea polițiștilor, bărbatul continua să le spună că este cetățeanul țării Tuired. El a zis că țara există deja de mii de ani și a arătat pe hartă unde se află. S-a dovedit că Tuired este situat în locul Andorei moderne. Bărbatul era nedumerit. De ce nimeni dintre oameni nu știe despre țara lui? Și de ce pe hartă are o altă denumire? Poliția nu știa ce să facă cu acest om ciudat. I-a oferit o cameră în hotel la ultimul etaj, încuind ușile. A doua zi însă nimeni nu mai era în cameră. De parcă bărbatul nici n-a existat vreodată. Cine a fost acel om și despre ce țară vorbea? Rămâne un mister. Pe internet există multe poze din prima jumătate a secolului 20. Uneori în ele se pot vedea oameni care parcă au fost transportați acolo din secolul 21. Pe prima poză, un soldat de pe bordul unei nave militare a ales o poziție atipică pentru acele vremuri. În timp ce colegii săi se uită în cameră și zâmbesc, el face un gest care a apărut abia în 2014. Dab este o mișcare de dans, în timpul căreia omul ascunde fața în cotul îndoit și ridică a doua mână în sus. În anul 2015, un fotbalist francez, Paulo Pogba, după un gol marcat, a demonstrat publicului acest gest. Anume de atunci, mișcarea a devenit populară, parte din cultura meme. Dar de unde putea să știe despre ea acest soldat? Pe a doua poză vedem că stilul acestui bărbat nu se potrivește deloc cu stilul celor din jur. El poartă niște ochelari de soare înguști și un tricou modern. Oamenii de lângă el sigur nu aveau așa haine în garderoba lor. Probabil că e încă un călător în timp, ce a nimerit din întâmplare pe acea poză. Dacă încă aveți dubii în călătoria în timp, aceste două poze sunt special pentru voi. În prima puteți vedea tabloul unui artist italian care a fost pictat în anul 1937. În el sunt ilustrați doi bărbați care țin în mână un obiect ce seamănă cu un smartphone. Al doilea de parcă e enervat și zice: "Hai mă, cât poți să stai în telefon?"
acest tablou putea să devină cu ușurință un mem în prima jumătate a secolului 20. Dar oamenii de atunci nici habar nu aveau că în mai puțin de un secol va apărea un gadget de buzunar, ce va lua locul telefonului cu fir, cărților, camerei de fotografiat și multe altele. În a doua poză, un bărbat ține în mână ceva asemănător unui smartphone. Privind această imagine, pare că omul nu e mulțumit că l-au distras de la vizualizarea feed-ului de pe Facebook. Fotografia acestei sculpturi a devenit aproape că cea mai importantă dovadă a existenței călătoriilor în timp. Vârsta acestui monument antic este de aproximativ 2000 de ani. În el, sculptorul a înfățișat o femeie bogată. Vis-a-vis stă un băiețel, un slujitor care ține în mâini un obiect straniu. Seamănă cu un laptop. Dar scepticii cred că nu e așa. Probabil că e doar o cutie pentru bijuterii. Dar de ce atunci nu are o adâncitură? Și de ce femeia se uită la partea de sus a cutiei, ci nu la cea de jos? E la fel cum orice persoană se uită în monitorul laptopului deschis. Și cum rămâne cu cele două orificii, care parcă sunt niște ieșiri pentru cabluri, pentru conectarea altor dispozitive? Acum această sculptură în ziua de azi este păstrată în muzeul Getty din California. Adepții teoriilor conspirației consideră că e dovada prezenței tehnologiilor avansate în timpurile vechi, tehnologii care au fost aduse din viitor. Utilizatorii rețelelor de socializare au fost șocați când au văzut o poză interesantă. Pe ea este capturat un element al decorului Catedralei Noi din Salamanca, Spania, care a fost construită între anii 1513-1733, de unde oamenii știau cum vor arăta în viitor cosmonauții. Cel mai ciudat e că acela era incredibil de detaliat, până la încălțămintea cu talpă în linii. Cosmonautul a provocat niște controverse serioase printre utilizatori, curând a apărut teoria oficială a creării acestuia. Conform ei, la sfârșitul secolului 20, restauratorul a decis să adauge propriul detaliu și a fost ales anume un astronaut. Adepții teoriilor conspirației continuă să creadă că acest obiect este încă o dovadă a călătoriilor în timp. În anul 1979, două cupluri căsătorite din Marea Britanie, Geoff și Pauline Simpson, cât și Lan și Cynthia Gisby, au devenit participanții unei istorii într-adevăr mistice. Cele două familii erau de mult prieteni și deseori își petreceau vacanțele împreună. În acel an au mers într-un road trip într-una dintre stațiunile din Spania. Ruta lor trecea prin Franța. După ce au călătorit o cale lungă, au decis să se oprească și să petreacă noaptea la un hotel. Pentru asta, prietenii au ales un mic orășel, Montelemar. Nu au fost nevoiți să caute multă vreme. Lângă drum au întâlnit un bărbat în vârstă, îngrijit, care a apărut parcă de nicăieri. El le-a sfătuit să o ia la dreapta și să continue drumul până ajung la hotel. Soții s-au folosit de sfatul lui și au ajuns la o clădire veche cu coloane grațioase. Când au intrat înăuntru, au fost șocați. Interiorul hotelului arăta așa de parcă au ajuns cu 100 de ani în urmă. Dar cel mai mult i-a uimit faptul că și oaspeții erau îmbrăcați în haine vechi. Când familiile s-au cazat în camerele lor, au decis să admire priveliștea de pe geam. Erau șocați că nu vedeau nici drumuri, nici alte clădiri. Noaptea în hotel a trecut liniștit, dar înspre dimineață, pe perechi le aștepta încă o surpriză. Pentru cină, cameră și dejun au achitat câțiva dolari. Pe drum înapoi spre casă, după vacanța din Spania, au decis să se oprească de nou la hotelul ieftin și ospitalier. Dar când au întors pe drumul cunoscut, au văzut că hotelul nu mai era acolo. După ce i-au întrebat pe localnici, oamenii au zis că așa hotel pur și simplu nu există. În afară de asta, toate pozele din vacanță au ieșit minunat, în afară de cele făcute în fața hotelului. Ele erau goale. Probabil că cele două perechi s-au întors cumva în trecut și au petrecut noaptea într-un hotel fantomă. În anul 2018, un bărbat pe nume Edward a făcut o declarație șocantă despre faptul că el a reușit să viziteze viitorul. Drept dovadă, a demonstrat poza cu Los Angelesul inundat. După cuvintele lui, cu 14 ani urmă a reușit să participe într-un proiect secret în cadrul căruia a fost trimis în viitor în anul 5000. El afirma că guvernul îi recrutează pe cei mai remarcabili oameni de știință. Cu ajutorul lor fac experimente incredibile, care pentru oamenii obișnuiți ar fi ceva fantastic. Anume, pentru participarea în asemenea proiect a fost ales dintre miliarde de oameni. Edward a povestit că în procesul călătoriei sale în timp a primit informații despre faptul că încălzirea globală a dus la urmări catastrofale. În anul 5000, majoritatea orașelor, inclusiv și Los Angelesul, s-a dovedit a fi complet inundat. Pe poză se vede că zgrie norii sunt complet înnecați în apă. Scepticii însă consideră că poza a fost redactată prin Photoshop. Deși despre ceea ce vorbește Edward ar putea să se întâmple în realitate.
Această poză a fost făcută în timpul Cupei Mondiale FIFA în anul 1962. Campionatul a avut loc în Cehia și s-a încheiat cu victoria naționalei Braziliei asupra Cehoslovaciei cu scorul de 3-1. În poză putem să-l vedem pe capitanul echipei braziliene, Mauro Ramos. Fericit că a câștigat, el ridică cupa în aer. În jurul lui, zeci de fotografi țin camerele în mâini, gata să imortalizeze acest moment important din istoria fotbalului. S-ar părea că e o poză obișnuită și nu există nimic ciudat în ea, dar dacă veți privi atent fotografiile, veți vedea că unul dintre ei ține în mâini o cameră uimitoare, care seamănă cu un telefon pliant. Doar că apare întrebarea, de unde o persoană din anul 1962 avea un așa gadget? Trebuie să menționez că primul telefon pliant a fost lansat de către Motorola în anul 1996. Din acest motiv, fotografia stârnește multe întrebări. Mulți dintre oameni consideră că nu este un telefon, ci un model ciudat de cameră foto. Alții presupun că acel om a nimerit la campionat din viitor. În anii 2000, pe internet exista o comunitate întreagă de oameni care credeau în călătoriile în timp. Acest site se numea Time Travel Institute. Pe 2 noiembrie, pe forumul acestui site, un utilizator cu nickname-ul Time Travel Zero a distribuit informația cum că a venit din anul 2036. După cuvintele lui, îl cheamă John Titor. S-a născut în 1998. La 31 de ani a fost admis la facultate și în același an recrutat drept călător în timp. În unitatea lui a ajuns la gradul de colonel. Ca dovadă, a atașat imaginea unui chevron. În afară de el, în unitate, serveau încă 7 oameni. Fiecare dintre ei își îndeplinea propriile sarcini. Pe lângă biografia sa, John a mai vorbit despre niște evenimente care vor avea loc din 2000 până în 2036. În anul 2012 a prezis că vor avea loc niște catastrofe naturale. Și într-adevăr, în acel an chiar a avut loc un ciclon tropical foarte puternic pe nume Sandy. De asemenea, după cuvintele lui, în 2036, toate computerele personale au suferit în urma unui virus puternic. Ca urmare, toate informațiile de pe internet s-au șters. Problema putea fi rezolvată doar prin utilizarea computerelor IBM 5100 din anul 1975. Apropo, anume pentru căutarea lor, Taylor a și sosit în anul 2000. John a decis să demonstreze veridicitatea acestor povestiri prin publicarea diagramelor și schemelor mașinii timpului pe care o deține. Datorită acesteia, a reușit să se întoarcă cu 36 de ani în urmă. Bărbatul a descris dispozitivul drept unitate staționară a masei în deplasarea temporală, ce este activată prin două singularități duble pozitive, cu rotație superioară, ce formează o undă sinusoidală standard a lui Tipler. Conform desenelor, mașina timpului consta din carcase magnetice, mulți electroni, un sistem de răcire, senzori gravitaționali, câteva ceasuri cu CSU și unități de calculator. După cuvintele lui Taylor, dispozitivul a fost instalat în spatele mașinii Chevrolet Corvette din anul 1966. Probabil că era doar o minciună, dar oamenii până acum sunt mirați în ce măsură acesta și-a gândit apariția bruscă. Se consideră că Statele Unite au creat proiectul Secret Montauk, care este continuarea proiectului Rainbow. Noul program a durat 40 de ani, începând cu 1943 la o bază militară în apropierea orașului Montauk, statul New York. Experimentul implica participarea subiecților cărora li se iradia creierul cu impulsuri de frecvență înaltă. Asta ducea la diverse halucinații. Mai târziu, acești oameni povesteau că datorită experimentului puteau să călătorească în timp și să vadă cu proprii ochi evenimentele viitorului. Despre proiectul Montauk a devenit cunoscut după lansarea cărții lui Preston Nicholson, care ar fi fost participantul acestor experimente. În carte, el a povestit multe lucruri interesante. De exemplu, faptul că cercetătorii au reușit să deschidă un portal în timp, creând o curbă în continuumul temporal. Conform cuvintelor lui, proiectul a fost închis imediat după ce unii dintre subiecți și-au pierdut mințile. Uimitor, dar baza militară din Montauk chiar a fost închisă în anul 1983. Totul a decurs în secret. Ce exact s-a întâmplat acolo timp de 40 de ani nu e clar, fiindcă guvernul SUA refuză să dea careva explicații. Această poză a apărut pe internet încă în anul 2015. De atunci a devenit subiectul discuțiilor aprinse între utilizatori. Acum vă propun să vă uitați mai atent la fotografie. A fost făcută în anii 40 și putem vedea mulți soldați. În centru se află un bărbat într-un trench deschis la culoare și care ține un obiect de neînțeles la ureche. Arată așa de parcă vorbește cu cineva la un telefon mic, ce seamănă cu smartphone-urile moderne. Dar cum putea să ajungă în mâna lui în acele vremuri, dacă primul smartphone în miniatură
a apărut abia în anii 2000. Utilizatorii s-au împărțit în ipoteze. Unii au considerat că el doar verifica dacă îi mai merge ceasul, alții considerau că a fost capturat în imagine în momentul în care își scărpina urechea. Dar printre presupuneri mai există și ideea că fotograful a reușit din întâmplare să captureze un călător în timp, care le povestea colegilor despre trecut pe smartphone. Unul dintre ziarele britanice a observat o asemănare izbitoare între oamenii din ipoteze mai vechi cu președintele curent al Federației Ruse. Această veste a înconjurat întreaga lume, iar unii au presupus că Putin poate să călătorească în timp. Ca să vă faceți o părere clară despre asta, vă propun să vă uitați la două poze. Una a fost făcută în anii 20. Este un soldat sovietic, trăsăturile feții căruia ne amintesc foarte mult de binecunoscutul politician. A doua poză a fost făcută în anul 1941. De data asta vedem un tankist, iar asemănarea lui cu președintele pur și simplu șochează. Se pare că este literalmente geamănul său. Poze similare au fost găsite multe. Oameni care semănau cu Putin au fost înfățișați chiar și în sculpturi din antichitate. Și toate astea par foarte ciudate. Greta Thunberg este o activistă celebră care se luptă pentru protecția mediului. Fata s-a născut în anul 2003 în Stockholm. Popularitatea globală a venit odată cu vârsta de 16 ani când a ieșit la clădirea Parlamentului suedez cu o afișă și a anunțat grevă. Greta a declarat că va înceta să meargă la școală până când autoritățile nu vor atrage atenția la problemele încălzirii globale și până când nu vor începe să respecte termenii acordului de la Paris privind schimbările climatice. În anul 2019, bloggerul Jack Strange a postat pe pagina sa o poză cam ciudată, făcută în anul 1898. În ea putem vedea trei copii de vârste diferite. Mulți dintre urmăritorii lui erau uimiți. Fetița seamănă ca două picături de apă cu Greta Thunberg, același oval al feții, obraj, ochi și chiar și cele două codițe. Arăta așa de parcă cineva a pus fața activistei într-o fotografie veche. Văzând așa asemănare, urmăritorii lui Jack au glumit, spunând că poate Greta este un călător în timp. De aia ni se pare ciudată societății noastre. O controversă mare în rândul utilizatorilor de internet a cauzat lupta dintre Mike Tyson și Peter McNeely. Oamenii atenți au observat chiar la începutul luptei un fan cu smartphone-ul în mână. Toate bune, doar că în 1995 nu existau așa gadget-uri performante. Telefoanele mobile arătau complet diferit. Unii au presupus că în cadru a nimerit o persoană din viitor. Dar mai târziu au descoperit că, de fapt, ceea ce li s-a părut un smartphone din viitor era de fapt o cameră digitală din anul 95, Casio CV100 Digital. Forma ei într-adevăr seamănă cu telefoanele mobile din ziua de azi. Aceste cadre filmate în 1938 se consideră unice și cauzează multe semne de întrebare. În ele o fată se grăbește pe stradă și ține la ureche un obiect de mări mici care iarăși seamănă cu un smartphone, plus că pare să vorbească cu cineva și să zâmbească în același timp. Misterul acestui video așa și n-a fost deslușit niciodată. Rămâne doar să ghicim de unde a luat un telefon mobil. Primul a apărut în 1973. Creatorul lui a fost angajatul companiei Motorola, Martin Cooper. Atunci dispozitivul cântărea aproape un kilogram, avea 12 taste și lipseau display-ul. Primul smartphone sau computer portativ de buzunar cu funcția telefonului se consideră IBM Simon. Dispozitivul era un fel de organizator cu posibilitatea de a trimite și primi faxuri și e-mail-uri. De asemenea, pe el puteai să te joci în câteva jocuri primitive. Acest model a fost expus la vânzare în America în anul 1994. După cum vedeți, în anii când erau filmate cadrele cu acele fete, telefoanele mobile încă nici măcar nu existau. În această fotografie putem vedea nu doar o fată frumoasă. După cuvintele ei, era o călătorie în timp. Faceți cunoștință este Alexandria Alexis, în anul 1898. A apărut brusc în New York și a început să le povestească oamenilor că a venit din anul 2025. Pe atunci, mulți au considerat-o nebună și nu voiau să creadă în cuvintele ei. Dar dispariția dânsei după câteva luni, la fel ca și apariția bruscă, a șocat oamenii. Câțiva utilizatori au încercat să găsească informații despre Alexandria. S-a dovedit că poza a fost făcută într-un studio foto în perioada anelor 1866-1871. Asta înseamnă că fata din viitor a apărut în New York nu doar o singură dată. Cine a fost de fapt, nu e clar până în ziua de azi. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, voi credeți în călătoriile în timp?
De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la inimă!